Preasfinția sa Petroniu, episcopul Sălajului, a participat la liturghia arhierească săvârșită la seminarul ortodox Sfântul Nicolae din Zalău la ceas de mare sărbătoare. Preotul Călin Ciurbe, directorul Liceului Ortodox, ne-a declarat. La ceas de sărbătoare, Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău celebrează ocrotitorul patronul școlii și ne îmbucurăm să îl avem în mijlocul nostru pe Preasfințitul Petroniu, care va săvârși dumnezeiasca liturghie în acest moment, în această zi de pomenire a Sfântului Ierarh Nicolae. Această liturghie arhierească încununează toate activitățile pe care le avem cu ocazia zilelor școlii și ne bucurăm de prezența în mijlocul nostru a Preasfinției sale și tuturor celor care s-au implicat și sunt alături de noi, de la personal până la părinți, de la reprezentanții inspectoratului, primăriei și reprezentanții Consiliului Județean. Cu această ocazie transmitem toate cele bune copiilor noștri, elevilor noștri, dascălilor, ostenitorilor acestei școli și tuturor părinților și celor care au implicare și sunt alături de noi. Sfântul Ierarh Nicolae este ocrotitorul școlii noastre și este un sfânt atât de iubit de copii. Printre multele cuvinte care îi se pot aduce, s-ar putea spune multe despre acest sfânt, dar pentru că mulți și mai ales copiii îl iubesc foarte mult, de la faptul că a fost foarte milostiv, iată, am adus acest obicei până în zilele noastre de a fi buni și darnici cu ocazia acestei sărbători, făcând celor dragi ai noștri și mai ales copiilor daruri. Sfântul Ierarh Nicolae a fost episcop în Mira Lichiei. La sinodul I ecumenic el a luat poziție împotriva lui Arie, care propovădea o învățătură greșită. Sfântul Nicolae va rămâne pentru totdeauna un exemplu atât pentru tinerii teologi care vor urma calea slujirii lui Dumnezeu, pentru că a fost un păstor și învățător al credinței adevărate, dar și un ocrotitor al copiilor și al nevoiașilor prin faptul că a fost mult milostiv, făcând multe daruri și izbăvind din multe primejdii și din căderea în păcat pe mulți tineri.